Bine te-am găsit din nou! Sunt Alina Oprean și de 23 de ani implementez contracte FIDIC. Cele mai utilizate contracte FIDIC din România din acest an 2021 sunt contractele FIDIC 1999. Am aici contractul FIDIC galben, contractul FIDIC roșu și aici este contractul FIDIC roșu în limba română. Contractul FIDIC roșu, condiții de contract pentru construcții. În general, contractele FIDIC, așa cum știți, se folosesc pentru pentru lucrări de mare anvergură, lucrări de infrastructură, de transporturi, de mediu, de canalizare, de aducțiuni de apă. Astăzi o să-ți spun despre o clauză din contractele FIDIC, clauza 1. Clauza 1, prevederi generale. O să spun niște lucruri pe care le-am întâlnit eu, lucruri mai interesante sau mai semnificative. În clauza 1, prevederi generale, se vorbește despre definiții, despre interpretări, comunicare, legea și limba, prioritatea documentelor, acordul contractual, cesionarea, păstrarea și furnizarea documentelor, întârzieri în transmiterea planșelor sau instrucțiunilor, în FIDIC-ul roșu, da? Utilizarea documentelor antreprenorului de către beneficiar și ale documentelor beneficiarului de către antreprenor, informații confidențiale, respectarea legilor și obligații comune și individuale. Poți să citești această clauză din contract, nu este o clauză foarte lungă. Eu am să spun niște informații mai, nu știu, speciale, mai interesante din această clauză. În prima parte a acestei clauze, clauza 1.1, definiții. Aici sunt explicate anumite noțiuni care se folosesc în contract și întotdeauna când cuvinte substantive comune vor fi scrise, le vei găsi scrise cu literă mare în contract, ele au sensul pe care li se dă în această clauză 1.1. Deci atenție la definiții, este foarte important să citești întâi clauza cu definiții atunci când începi să studiezi contractul FIDIC, pentru că deja vei avea o vedere, o înțelegere asupra a ce reprezintă contractul FIDIC, care sunt relațiile dintre părți, cine sunt părțile contractante, ce au ele de făcut. Este foarte interesantă și foarte, foarte utilă această clauză. Te sfătuiesc să nu sar peste ea, chiar să o citești. Și de câte ori ai nevoie să revii la ea. Când întâlnești un substantiv comun scris cu literă mare, deci cu majusculă, ceea ce desigur nu se întâmplă de obicei cu substantivele comune, atunci te uiți la definiție să vezi ce înseamnă. Altă informație interesantă despre această clauză se găsește la clauza 1.3, comunicarea. Comunicarea în contractele FIDIC se face doar în scris. Părțile contractante, așa cum sunt ele definite în prima parte a contractului, sunt beneficiarul și antreprenorul. Mai există o entitate, inginerul. Inginerul este cel care administrează contractul de construcții sau, dacă e FIDIC roșu, sau de proiectare și execuție, dacă este un contract FIDIC galben, în numele și pentru beneficiar. Deci părțile contractante sunt două, beneficiarul și antreprenorul. Comunicarea se face între beneficiar, antreprenor și inginer, totdeauna referitor la contract, desigur, totdeauna către o parte și în copie către cealaltă parte sau către inginer. Deci, totdeauna aceste trei entități trebuie să știe una de alta, trebuie să știe ce se întâmplă în contract. Comunicarea se face în scris și se face către și la adresele convenite de către părți la începutul contractului. Există uneori situația în care comunicarea se face oral, deci fără să fie scrisă. O comunicare, de exemplu, din partea inginerului către
antreprenor, să spunem, îi se dă o instrucțiune verbală. Obligația antreprenorului este să, dacă nu primește și confirmarea în scris, să solicite confirmarea în scris a instrucțiunii verbale, iar inginerul în acest caz poate să confirme, respectiv să scrie respectiva instrucțiune, sau dacă nu acționează niciun fel, atunci se consideră că respectiva instrucțiune, comunicare, nu a fost dată, nu este cu adevărat o instrucțiune sau o comunicare. În continuare, la subclauza 1.4 avem legea și limba. Legea și limba sunt foarte importante. Ele sunt scrise în anexa la ofertă, care este un document care face parte din documentele contractuale, și acolo se definește care este legea care guvernează contractul. Respectiv, atunci când există ceva în vreo prevedere contractuală, în contract se aplică acea prevedere contractuală. Dacă există o situație în care contractul nu spune nimic sau spune ceva incomplet, atunci completarea prevederii contractuale sau soluția la acea situație întâlnită se găsește în lege. În care lege? În legea aplicabilă. Deci de asta este foarte importantă legea aplicabilă. Limba. Limba contractului. Există limba de comunicare și limba contractului. Este bine ca acestea două să fie una și aceeași pentru a nu se crea dificultăți în plus față de ce se poate întâlni într-un contract în derulare, într-o lucrare care se execută. Limba este importantă pentru că în acea limbă, care poate fi, în cazul nostru, de obicei limba română, dar nu numai, depinde și de finanțator, de părțile contractante, deci ea se definește de la început și încă de la, de la licitație sau dacă nu la licitație, la clarificările din licitație, și este foarte importantă pentru că toate comunicările se vor da în acea limbă. Și o comunicare care este scrisă în altă limbă sau un document care este scris în altă limbă, există riscul de a nu fi luat în considerare. Ceea ce este destul de, să spunem, destul de neplăcut și creează niște complicații în contract. Ce mai avem aici? Tot la clauza 1, tot în contractul fidic roșu, mai avem prioritatea documentelor. În această clauză sunt înșirate documentele contractuale, acordul contractual, oferta, condițiile generale, condițiile speciale, care se explicitează una pe alta și de multe ori această prioritate a documentelor este modificată, sunt făcute precizări noi în acordul contractual. Este importantă această listă de documente, pentru că toate documentele care fac parte din această listă, care sunt enumerate în această listă, sunt documente de care trebuie să se țină seama în contract și care creează obligații și drepturi ale părților. De asemenea, se mai poate preciza în această clauză, ea se numește chiar prioritatea documentelor, care documente prevalează în fața altor documente. Respectiv, dacă există neconcordanțe între informațiile scrise în diversele documente contractuale, de obicei, informația scrisă în documentul care este mai sus în lista de priorități, acea informație este cea de care trebuie să țină seama. De obicei, și așa este în condiții generale, inginerul, se precizează că inginerul este cel care face interpretarea contractului atunci când există, neconcordanțe și când vreuna dintre părți chestionează lucrul acesta. Am găsit această informație în mai multe feluri, în mai multe documente contractuale și care este de fapt, cum se interpretează contractul, ce ar trebui făcut. Ce mai avem aici? Acordul contractual. Acordul contractual
Este acel document care de obicei este foarte scurt, are o formă, un format tip care este dat în anexele contractului FIDIC sau poate să fie dat și în documentația de licitație ca și document, ca formulat de contract. Este acel document care, în care scrie care sunt părțile, care este prețul contractului, ce anume este de executat, alte câteva precizări, dacă dorește autoritatea contractantă sau părțile să le pună acolo și se termină acest document, care de obicei are cam două pagini din experiența mea, se termină cu semnăturile autorizate ale părților, ale reprezentanților legale ai părților. Tot în clauza 1 se mai vorbește despre cesionare. Și anume, se spune că antreprenorul nu poate cesiona toate lucrările din contract. Sincer, n-am întâlnit în acești mulți ani de când lucrez în contractul FIDIC, 23 de ani, nu am întâlnit cazuri de cesionare. Se poate, dar iată, contractul spune că nu se poate cesiona totul, și anume toate lucrările. Ce mai este interesant? Interesantă este sub clauza 1.9. Întârzierea în transmiterea planșelor și instrucțiunilor. De ce este interesant? În contractul FIDIC roșu, despre el vorbim, autoritatea contractantă, beneficiarul, pune la dispoziția antreprenorului proiectul și documente conform cărora trebuie realizată lucrarea respectivă. Dacă există neconcordanțe sau planșe lipsă sau, eu știu, se întâmplă ceva pe teren și acum, atunci ce facem? Antreprenorul solicită inginerului clarificări, instrucțiuni, planșe pentru soluționarea respectivei probleme care a apărut. Este bine ca antreprenorul să solicite aceasta și punând un termen, respectiv am nevoie până la data de aceste planșe sau instrucțiuni, pentru că altfel lucrările îmi vor fi întârziate și eu știu să explice cum și în ce fel vor fi întârziate. Într-adevăr, dacă aceste planșe sau instrucțiuni întârzie, deci sosesc peste termenul respectiv sau nu sosesc deloc, și dacă în felul acesta finalizarea lucrărilor este întârziată sau se produc costuri suplimentare pentru antreprenor, atunci antreprenorul este îndreptățit să solicite prelungirea duratei de execuție și plata acestor costuri suplimentare. Acest lucru nu îl poate face dacă întârzierea în primirea planșelor și instrucțiunilor a fost într-un fel cauzată și de către el. Ce mai avem? Este o clauză desutilizată, vă spun. Da. Informații confidențiale. Inginerul poate să ceară antreprenorului informații confidențiale atunci când este necesar pentru, eu știu, pentru buna derulare a contractului sau pentru soluționarea unor probleme care apar în contract. Și respectarea legilor, desigur, antreprenorul și beneficiarul trebuie să respecte legile țării. Obligații comune și individuale, ultima subclauză din această clauză 1, prevederi generale, se referă la faptul că în cazul în care antreprenorul este o asociere de firme, atunci fiecare dintre aceste firme răspunde în solidar în fața beneficiarului de realizarea, de execuția lucrărilor, sau în cazul FIDIC-ului galben, de proiectarea și executarea lucrărilor, și această asociere de firme trebuie să informeze beneficiarul și inginerul despre cine este liderul și cine și ce anume obligații și-a asumat că le face în cadrul contractului față dintre obligațiile totale ale antreprenorului. Asta a fost clauza 1.
din contractul FIDIC roșu 1999. Dacă știți și alte situații sau informații interesante despre această clauză, sunt bucuroasă să le primesc în comentarii și să le comentăm și, de ce nu, să fac un video nou despre acele situații interesante, eventual cu unii dintre dumneavoastră, dacă doriți, despre acele situații pe care eu nu le-am menționat, dar pe care poate le-ați întâlnit. Și dacă vreți să aflați și alte lucruri despre contractele FIDIC, abonați-vă la canalul meu de YouTube și activați notificările ca să fiți anunțați atunci când mai postez ceva.